Astăzi jucăm Stumble Guys, dar totul este roz. Ei bine, trebuie să avem skin roz și să atingem roz în match și tot așa. Iar înainte să începem episodul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe ca să mai facem și cu alte culori și lăsați acolo ideile voastre în comentarii cu ce culoare vreți să mai fac sau ce altfel de episoade vreți să mai fac, ce challenge-uri, lăsați acolo în comentarii și hai să începem acum să vedem dacă reușim să parcurgem acest challenge, să-l trecem cu succes și să intrăm acum în match și să vedem dacă e ceva roz prima oară. Dacă câștigăm un match e perfect, deci da. Hai să vedem totuși dacă există ceva roz pe vreo hartă. Chiar nu știu dacă există ceva roz pe vreo hartă, sincer. Dacă stau să mă gândesc, chiar nu știu, dar hai să vedem dacă există. De fapt, uite că am mai văzut câte ceva roz. Da, există roz. Deci da, hai să vedem totuși dacă e o hartă roz. Trebuie neapărat să atingem culoarea roz și da, uitați, e cu roz aici. Deci trebuie să ating astea de aici. Hai să vedem ce o să atingem, asta e toată treaba. Vedem ce o să atingem. Ăsta e roz, da, se pune toca roz, cred că am atins deja rozul, deci da, spuneți-o acolo în comentarii dacă se pune, eu nu o să mai ating altceva, adică sper să nu mai ating altceva. De hai că mă duc totuși și pe ăsta de aici, că e totuși roz și da. Deci am îndeplinit momentan, am trecut de roz, dar hai să vedem dacă câștigăm, că uitați că sunt în față și eu nu mi-am dat seama până acum. Mamă, mă calific sau nu mă calific? Ce ziceți? Eu chiar nu știu dacă mă mai calific odată acum. Și, ba da, mă calific, ce bine. Hai să sărim repede, perfect, al 13-lea și momentan prima rundă e cu succes, am atins și roz, deci cred că o să fie bine. Hai să vedem totuși dacă și în următoarea rundă o să fie ceva roz. Și hai să vedem ce hartă pică în primul rând, sper să fie o hartă ușoară, să nu avem probleme și să fie și roz pe hartă, bineînțeles. Deci, da, uitați, chiar sunt chiar rozul predomină din câte mă uit așa și eu chiar nu-mi dădeam seama dacă există roz pe vreo hartă, sincer. A, pe asta nu există roz, dar nu există, da, nu există. Dar totuși, ia, hai să zicem că l-ating pe băiatul ăsta cu skin. Dar mă, normal n-ar trebui să ating skin-ul, dar hai să zicem că l-ating pe băiatul acesta care are skin. A, nu-l mai ating, s-a dus în față, dar hai că l-aștept. Vreau ca să te ating, a, nu vreau, mă. Ai, lasă-l acolo, că eu trebuie să termin. Nu era în calcul asta. Nu. Așa. Nu era în calcul asta, uitați că tot îl ating, l-am atins, să zicem. Mă, când ajung, mă, la așa în față. Fine. Deci l-am atins, e bine, dar mă, normal n-ar trebui să ating jucătorul, deci dacă l-ating pe cineva, nu cred că ar trebui să se pună. Sau, ba da, să pune, fiindcă acesta nu este dacă, gen să n-am voie să ating, trebuie să ating neapărat, deci dacă n-am ce face, trebuie să ating neapărat, adică dacă nu găsesc culoarea aia. Dar în rest nu l-ating, deci da, hai să vedem aici și să vedem dacă ne calificăm, e runda finală, hai să-i batem pe ăștia pe toți. Ok, și am atins roz aici, perfect, dar nu știu dacă mă calific, hai să vedem. Totuși, dacă ne calificăm, mamă, s-au dus ăștia în față, au luat avans. Auf, nu știu, mamă, ăla albastru s-a dus, mamă cât s-a dus ăla albastru în față, incredibil. Mamă, na, GG. Cred că ăsta alba sau? Nu, ia că s-ar putea să... Nu! Ai, mă, cât de aproape, dar tot ăsta albastru, mă, uite că s-a spawnat repede, dacă nu s-a spawnat atât de repede. Na, ai, uite, uitați că atingeam și aici rozul, dacă se punea și treaba asta, dacă câștigam, dar... Ai, momentan n-am câștigat, dar hai să vedem runda următoare, cum ne descurcăm. Nu mai avem nimic pe aici, nu, dar n-avem nimic. Hai să dăm play la match și să vedem dacă o să fie roz pe harta asta și hai să vedem să câștigăm, frate, un match, că până acum n-am câștigat niciun match și da, bine, am jucat doar un match, dar sperăm că o să câștigăm match-ul. Ok, deci e harta asta cu roz și la început pe aici. Deci, da, hai să vedem acum. Hai să vedem acum cum ne descurcăm, hai să vedem să nu ne lovim, totuși, asta vreau să... Da, nu mai zic nimic, că deja m-am lovit. Ok, hai să, totuși să trecem harta, chiar dacă m-am lovit, hai să trec, ok, m-am dus și pe roz aici, ați văzut. Hai să terminăm harta asta, totuși, hai mă, cât mai repede, hai să trecem de harta asta. Ajungem înainte sau... Hai să vedem... Nu, hai că ajung, trebuie să ajung.
Perfect, al 11-lea. E bine, m-am calificat, dar degeaba mă calific eu acum dacă nu câștig și meci. Deci hai să vedem dacă câștigă meciul. Ok, perfect. Cât s-a mai rămas? 16. Sunt acolo în dreapta de tot. Și acum hai să vedem ce hartă ne pică, să vedem dacă o să fie ceva roz. Da, deci chiar nu mă așteptam, adică... Credeam că roz nu prea e harta asta, da, pe jocul ăsta, dar uitați cât roz e, nu văd numai roz aici, adică să-mi spuneți și voi ce vedeți, eu numai roz văd aici. Chiar sunt curios dacă voi credeți la fel ca mine. A, ăsta cu... capturăm steagul, e joc de echipă acum. Asta că e roz în partea asta, deci da... Mă, ce fac mă ăștia? Mamă, ăștia sunt cu echipierii mei, n-ai ce să le faci. Ok, deci hai că am atins roz aici, e perfect. Bă, acum să mai tragi în jocul ăsta? Ah, Space, ok. Nu am mai jucat de mult și nu mai aveam habar. Bine, scrie aici în dreapta, dar nu mă uitasem, mă uitasem după. Ok, e bine. Hai să capturăm și steagul ăsta de aici. Îl iau sau nu îl iau? Na, mă împinge ăsta, dar nu pot să sar, mă, asta e nasol. Da, cred că ar fi fost prea OP dacă ai și putut să sari. Deci, da, asta nu cred că pot să sari. Și da, hai să vedem acum. Bă, eu cred că avem șanse cu 4 acum. Hai să-l dau pe ăsta jos, perfect. Pleacă și tu, te rog. Și hai să iau steagul ăsta să-l capturez. Ok. Pleacă, mă, nu. S-a pus steagul nostru? Da, s-a pus, e bine. A, e lejer, deja am câștigat. Trebuie să stau pe spate, adică nu mai au ăștia nicio șansă. Parcă vezi că iau ăștia toate astea, deci mai bine nu mai vorbesc. Pleacă mă de aici, te rog, pleacă de aici. Asta e total nostru, mă. Și ăla pleacă de acolo. Așa. Total nostru e. Pleacă, mă! Pleacă, 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 pleacă. Așa, perfect. Am capturat steagul. A, dar nu merge să stai acolo. Era mișto dacă puteai să stai acolo. Dar, aia, nu merge, nu merge. Mamă, pleacă mă de aici, plecați mă de aici, pleacă și tu. Te-ai dus. Mamă, nu. Of, mamă, dar nu pot să sar, mă. Ah, ce păcat. Spune și voi acolo dacă ar fi fost prea OP, dacă ai fi putut să sari aici, sau de ce oare nu poți să sari? Cred că ar fi fost prea OP, sincer. Și da, aia nu pot să sar. Mamă, dar ne iau ăștia. Uite că ziceam de ei că... Mamă, hai să le iau ăsta aici. Nu. Of. Ah, e bine, ne-am calificat. Mamă, 6-5, diferență mică. Ah, în fine, de fapt, să o să se după, că mi se pare că era 6-4, dar... Hai că e runda finală. Hai să vedem, mă. Ha, mă calific și eu. Doamne, ăștia să mă calific și eu să câștig meciul ăsta. Doamne, ăștia să câștig meciul ăsta. Că o să pășesc și eu acolo pe roz când arată cine câștigă. Deci, oh, e perfect că e numai roz aici. Bun. Ok. Numai roz și deja am pășit pe roz. Și hai să vedem dacă câștigăm totuși. Hai să dăm cât de tare putem noi. Mamă, dacă nu mă atingeam, dar nu a fost chiar așa de rău atingerea aia. Dar hai să vedem aici. Să vedem, hai să vedem. Nu, de ce? De ce? Mamă, cât de... Mamă, dacă... Oh, cât de fraier sunt, incredibil așa ceva. Dați cum am pierdut. Na, nu mai are rost. Aoleo. Mai dă și din cură ăsta. Nu. Aoleo, ce nașpa, mă. Of. Să mai dăm totuși încă un meci. Hai că al treilea meci cu noroc. Oh, ce avem aici? Ah, gemuri. N-avem nimic cu roz să completăm dacă era în partea asta. Dar, ai, sunt bune și gemurile. Totuși 140. Nu cred că se merită. Spuneți-vă acolo în comentarii dacă se merită să cumpăr acest acest rar skin sau better, nu știu cum se numesc astea, să dau la roata asta, nu știu exact cum se numește, spuneți voi acolo. Dacă se merită să cumpăr asta în orice caz, da, nu cred că se merită, dar da. Hai să vedem acum ultimul match și să sperăm că de data asta câștigăm, că dacă nu câștigăm e aiurea. Dar în fiecare match cred că am ajuns măcar, adică cred că am ajuns în fiecare match la final, ultima rundă, deci măcar atât să fie. E bine, știi? Deci da. Scrie și pe aici roz, ok. Hai să atingem rozul ăsta din partea asta după aici. Uite și pe aici l-am atins, perfect. Nu, așa. Hai să le dăm aici. Vreau să
harta de final nu vreau să fie de asta de race, nu știu, mie nu-mi place, să spuneți acolo și voi, chiar sunt curios. Vă place să fie o hartă de race la ultima rundă sau o hartă cum e aia, block day sau aceea cu Anicambu sau cum se numește, nu știu exact, parcă așa se numea pe Fall Guys. Proiectați-mă voi acolo dacă greșesc și stai să am răbdare aici că... Mamă, n-am răbdare! Ok, mă opresc, stau așa și o să sar pe ăsta, așa, perfect, gata. Să-mi răbdare la asta, că mă grăbesc și nu e bine. E că nu trebuie mereu să mă grăbesc, chiar nu e indicat să mă grăbesc. Deci da, hai să vedem totuși. A fost prima rundă, nu? Da, prima rundă a fost. Și asta tot aia, mamă, se repetă. Mi se pare că meciul trecut a fost tot același lucru prima oară și a doua oară la fel. Dacă mi-aduc eu bine aminte. Uite, hai să atingem rozul, nu l-am atins, dar l-ating, uite acum, perfect. Ia mă. Să duc acolo sau... Duc, uite aici. Da, dacă dau cu racheta asta în ăsta, poate să sar la ei. A, dar nici nu au ajuns până acolo, în fine. Nu-i. Bai. Hai să vedem, capturăm flagul ăsta. Teagu. El capturează-l, te rog. Albastru. Ăsta de ce nu trage? Au dat showboard, am tras pe lângă ei. Nu, no, că s-au venit aici. Cazi mă de aici. O, da, e nașpa că nu pot să sar de aici, o, de... O, cât de frustrant e locul ăla. Nu pot să sar de acolo și... Na, nu pot să ajung la steag. Mamă, cred că ne bat ăștia de data asta, sincer. Nu știu ce să zic, dar cred că ne bat. Sperăm că nu. E al treilea meci și chiar vreau să câștig. Asta e, că aici e jocul de echipă, contează. Adică nu contează un jucător, adică nu mă bazezi pe mine, trebuie să mă bazezi pe echipă mai mult. Mamă, deci avem 6 cu 5 aici. Lăsați-mă, plecați de aici, lăsați-mă, pleacă, 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 nu! Uf! Mamă, ne bat ăștia, cred că mă. Pleacă-mă de aici. Bă, ce caută ăsta aici? Spuneți-mi și mie, cu echipierii mei. Ce caută ăsta aici, mamă, dar nici nu pot să văd în sus unde sunt ăștia. Mă, dar nu pleacă ăsta. Mor, mă, de aici, mor, mor! Pleacă de aici! Pleacă, robot! Bă, nici de-al naiba nu vrea să plece de aici, mă. Mamă, ne bat ăștia, mă, 6-5? Hai să capturez repede steagul ăsta. Pleacă, 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 nu, 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 ăsta e al meu, ăsta e al meu, perfect, gata! Și, nu, 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 nu! Nu, ne-au luat, mă, la final, în ultima rundă, în ultima secundă, nu! Ha, cât de nașpa. Bă, băcar eu v-am atins roz. Dar na. E nașpa. Cam atât a fost cu acest episod. Eu mi-am îndeplinit challenge-ul meu. Ating roz, dar din păcate nu am câștigat un match din 3, dar aia e. Dacă mai vreți episod de genul, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo comentariu cu ce culoare vreți să mai fac sau ce tipuri de challenge vreți să mai fac și da. Ne vedem la episodul următor. Pa, pa!